Facem cu asta. A, să dăm covrig sau? Am primit cadouri de la Lucian. Haideți, spună, da, hai să ne uităm la cadouri, căci devine plictisitor că nu am subliniat cu creionul ce trebuie să citesc. Am crezut că totul este amuzant, dar am văzut că unele lucruri chiar sunt triste. Și am primit și 99 de covrigei de Buzău. Da, foarte drăguț. Apreciem, mulțumim foarte mult. Oh. De ziua ta. Iată. Total neigienic, total neigienic. Asta e o pungă în care îți mai duci tu rufele, nu? Ioca. Și șorici. Șorici. Da, dacă eu vreau să iau una. Și avem de la Ronțăilă, frate, să vă dăm. Vrea cineva covrigi Ronțăilă? Da? Avem aici covrigi cu spanac, vrei? În timpul ăsta vreau să vă citesc, mai țineți minte când am făcut meniul bordel? Da, zi meniul bordel. Vrea mie cineva covrigei cu lapte și miere? Pe atunci am scris pe vremuri și a tritat. Deci este prima o știți, prima o să vă aduceți aminte. Ia, salată tzatziki. Salată tzatziki, da. Deci meniul bordel, unde te duci și arată ca un meniu de restaurant, dar sunt jocuri de covid. Vreau și eu o salată tzatziki, vă rog. La banos la grătar. Saramură de chefalus. Clătită în gură. Dar nu da, era în gură la început. Prima dată e clătită în pizdă. Da, în gură e prima dată și apoi. Da. Da. E antreu. Antreu. Aripioare picante. Mi-era foame. Asta mi-era foame. La asta mi-era foame. Dar n-aveai și pentru masochiști salată de vânătă? Ah, nu? Dar bună, bună. Fasole bătuță. Ce se întâmplă, Alex Mocanu? Adică noi am început sau? S-o credeți voi. Începem acum? Da, am început deja. Pam, pam, pam. Ok, hai că mai facem când mai e pauză, mă ne mai uităm. Hai să peste... pună jingle-ul ca să... Da, da, exact, jingle-ul și după aceea... N-are cum să rămâncă. Ca să trageți și tu mai așa, să te vadă oamenii ăia că. Păi el mi-a zis să nu mă uit la oameni, să mă uit la. Păi da, nu, să te vadă ei, nu te uita tu la ei. Așa. E dubios cu oameni, frate, că de obicei suntem acolo. Știi că vorbisem despre asta, vorbeam cu Alex că poate o să facem asta la episodul 100. Așa. Dacă o să ne ține Dumnezeu iar în viață. Facem un episod. Da, dar știi cum îl facem? Cu oameni în cămeruța. Nu. Și mai dubios. Chemăm oameni să vină în sală și noi stăm în cămăruță și facem podcastul. Și ei să fie legați la ochi. Da. Și dăm un boxe. Da, asta, eu chiar aș avea o curiozitate. Nu știu, cred că s-a mai întâmplat asta la un podcast, să pun întrebarea asta. Dacă cineva, fată sau băiat, nu contează. Dar vorbește cu noi, că noi că acum și că cineva, fată sau băiat, nu contează. Deci ori ori viu. Nu, dacă cineva din cei care ascultă, fată sau băiat, da, au făcut lucruri bolnave pe podcastul ăsta. Adică înțeleg să gătești, înțeleg să dormi, dar chestia dintre a să tai un om sau să omori un om. Hai să aplaude cine. Hai să aplaude cine a omorit și la ce episod. I s-a întâmplat cuiva să facă sex pe podcastul ăsta? Aia e nevastă mea. Și n-a... Da. Și a zis de tine. Da. Tu asculti acasă podcast cu noi și mai dai eu la avansă. Nu, pentru că ea a zis se pune și dacă eram singură. Da. Da. Dar erai singură, singură sau? A, cu pisica. Asta zic. Cu pisica. A făcut ceva sex? Vreodată? Mulțumim frumos pentru imagine. Nu,
că ar fi interesant. Da, mi-am prins părinții mei în timp ce făceau sex la episodul 40. Dar serios acum, e cineva care a făcut ceva pe podcast? Eu sunt foarte... A făcut ceva pe podcast? Ai, s-a pișat pe el de podcast? Da. Ce ai făcut? Ce? Ce? Ești aici sau aplaudai? Unde aveai, vedem noi de cât atenție sunt capabili oamenii. Ai făcut ceva pe podcast? Ce? Ce? Extraordinar. Doamne. Cine a făcut cel mai dubios? Hai să vedem cel mai dubios lucru care, pe care l-ați făcut în timp ce ați ascultat acest podcast. Hai să... Ai stat pe Budă? Ai stat? Ai stat sau... Spune-ne că te-ai scris. Te-ai murdărit. Avea o ce treabă? Se căca. Se căca, am înțeles. Deci un om s-a căcat pe podcastul nostru. Ok. Doi. Voi stăteați amândoi pe Budă? Tehnic vă căcați unul pe altul. Ar ridica cineva mâna, spuneți. Cum? Da. 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 La înmormântare aștepta să intrați la biserică în mașină și ați ascultat podcast. Ce? Drăguț. Râdeați sau era... V-a luat râsul ăla puternic? Nu mă, dar se uitau oameni la ei cum ascultau podcast în mașină și făceau, uite mă ce trist sunt ăștia, n-am văzut. Nici măcar soapta s-a înfrângea așa. Unul dintre ei chiar a adormit sau cred că meditează. Da. Și la... Și ce... ce despre ce vorbeam atunci? Mai ții minte? Erai prea trist. Dar prea vesel ca să nu dai stop. Ești prea trist. S-a scurs la mormântare podcast. Ai prieten? N-ai prieten. Dar hai să nu transformăm acest podcast într-un roast a unui tip care a ascultat podcastul. Mai ales care stă în întuneric. Nici mai ales care stă într-un întuneric. Eu deslușesc ceva. Cum? Toți ați, și ați venit toți? Ai pus în boxele de la biserică sau cum? Era și părinte. El conduce. Ești șofer de dric? Că mi se pare o meserie foarte... Plictisitoare, n-ai cu cine schimba o vorbă. N-aș pa ca taximetrist după aia să treci pe dric. Da. Și când te mai urci în mașină sau mai ai chestii din asta și nu știu dacă s-a întâmplat sau așa, dar dai cu capul în oglindă și oglinda se sucește așa și când te uiți în oglinda retrovizor se vezi mortul direct. Da! Că mie mi s-a mai întâmplat să văd mort. Să termin cursa și după aia să bărbosești așa, unul n-ar da șpagă, mă, unul n-ar da. Lasă că iau bănuții ăștia de ochi. Și cine a murit? Măcar atâta poți să ne zici. Cine, era cineva drag sau așa din oficiu? Cineva mort că a murit. Prietena a unui prieten. Dar murise pe Facebook? Ce pune mai asta cu... Friend of a friend. Am înțeles, deci te-ai dus la futut acolo. Da. Am înțeles. Been there, done that. N-a murit nimeni, mă, ți-a dat bloc. Am făcut asta, nu știu dacă v-am mai povestit. Dacă m-am dus la o mormântare pentru că îmi plăcea de o fată. Serios. Ha, dar nu era sărbătorita, nu? Nu era sărbătorita. Hai să vă zic cum s-a întâmplat. Așa, yes. Îmi plăcea nebunește de o fată. Joița, Dumnezeu să-i dea sănătate. Joița, prezentatoare de meteo la Antena 3 acum. Cum? Era moartă după tine. Nu prea, eu eram mai mult. Meseria ta te face să vezi lucruri într-un fel ciudat, să știi. I'm a drink driver. Zicu Joița. Da, și era Joița aceasta. Care, asta a fost faza. De aia m-am îndrăgostit atât de puternic de aia. Pentru că m-a refuzat, dacă ți-aduce aminte că vorbeam despre treaba asta. Că cu cât te refuză cineva, cu atât parcă mai înverșunat te duci în dragostea, în drăgostea la ea. Și nu era cine știe ce fata. Nici acum nu mai îmi place de ea. Și... Nici acum nu mai place de ea. Andreea Joița? Andreea Joița, Andreea Ioana Joița. Ce nu-mi plăcea atunci de ea, de ce nu-mi place acum de ea? Da, este o fată, e foarte drăguță, foarte drăguță, fără țâțe, dar foarte drăguță. Acum am alte standarde. Când eram mai mic, nu mă interesa. Pe mine nu mă interesa la corp, importam fața dacă era drăguță. Și era... Păi nu le vedeai dezbrăcate.
și nici nu mă uitam la porno. Și fața este că îmi plăcea, o iubeam. Și mi-a dat cuflit, la modul mi-a zis într-o zi, în timp ce am urmărit-o ca un stalker așa. Stalker. Am urmărit-o până la porn și stăteam așa cu ziarul pe care îl țineam invers. Și mă uitam. Și mă tot uitam că a ajuns acasă, deci la ora 1:30 ajunge acasă. Și după ce am urmărit-o de vreo câteva ori, la un moment dat mi-am făcut curaj să intru în vorbă cu ea și am zis, asta mi s-a părut incredibil de romantic și de frumos și am zis, Ioana, să știi că mi-ești dragă. Și am explodat. Pe din pantalon? Eram... Nu, că încă nu gândeam cu pula atunci. Și... Clasa 11, îți dai seama. Îți dai seama, clasa 11 nu ți se spală pula. Clasa 11 în Bacău, adică da, așa. De a 7 în București. Plus că eu nu mă căcam în perioada respectivă. Dar e de... Da, faza este că după ce i-am zis toată treaba asta, în următoarea dată când am urmărit-o, mi-a zis că are o relație specială cu cineva. Asta m-a dărâmat, dar nu m-a dărâmat întru totul, că i-am zis, nu e nicio problemă, că relațiile se termină, te aștept. Ceea ce a transformat-o și s-a uitat la mine, bă, ești bolnav, nu e ok. Eu înlocuiesc ce am dat, se termină relația asta, s-a terminat. S-a terminat. Da, și cu cât mă respingeam mai tare, cu atât îmi plăcea mai mult și cu atât îmi plăcea mai mult și cu atât îmi plăcea mai mult. Și de la ce am plecat? De la o mormântare, așa, exact. Și au trecut după aceea niște luni în care, bineînțeles, că am tot urmărit-o și la școală și la liceu, bineînțeles, cum ieșea ea în pauză. Aveam și o melodie de la Talisman, pe care eu așa credeam. Eu când o văd, mă îmbolnăvesc. Și când nu o văd, mă îngălbenesc. Eu când o vedeam, mă îmbolnăveam. Iar când nu o vedeam, era mult mai rău. Preferam să o văd la școală. Mamă, când e lipsea de la școală, nebuneam. Eram, dar cum adică? N-a venit la școală, n-are niciun rost această zi. Așa de tare eram îndrăgostit. Și la un moment dat am auzit că a murit mama unei colegi de-al ei. Perfect. Yes, am făcut cu pumnul așa. Și am fost, mă duc și eu. Și am trebuit să mă, adică am fost cu ele, cu o rată, până la Comănești, nu fiind din Bacău. Am fost cu rata, cu un autobuz, cu un autocar, ne-am dus până la Comănești, la mormântare, la... Și m-am dus la griga mea și am zis, doamne, să știți că am așa o afinitate cu colega noastră mai tânără. Cu? I-a murit mama, afinitate. Cu? Afinitate cu? Sau la. Pentru. Pentru. Da. Înspre. Mirete că știe cuvântul afinitate. Da. Lasă prepozițiile. Afinitate pentru. Da. Fata, colega noastră, i-a murit mama și vreau neapărat să mă luam în mormântare. Și femeia oricum, că zicea da sau nu, oricum plecam, că dragostea vorbea pentru mine. Și m-am dus în autocar. Și vreau să vă zic că până la Comănești, ca să o dau pe spate, că ce am eu? I don't have the looks. I don't have the brains. Nu am nici mușchi. I have the motherfucking humor. Și până la Comănești ne-am căcat pe noi de râs. Vorbesc serios? Ai dat bine? Până la Comănești, până la mormântare, deci aia care mamă murise, era pe jos cu lacrimi. A fost, nu mai merg nicăieri. Stare. Deci a fost, mulțumesc frumos, Costele, n-are... Să moară mama cât am râs. Să moară mama cât am râs. Exact așa a fost. Exact așa a fost. True story. Și tot degeaba. Da, și tot degeaba. A sad story. Da, și mai mult decât atât, când am ajuns acolo la Comănești, sau de fapt Moinești, habana, nu mai, a fost de mult. Ea s-a întâlnit cu un tip cu care se vedea la Moinești, ceea ce mi-a dat-o grav. Păi îți dai seama, de-aia se ducea ea la mormântare. Îți dai seama, deci toată lumea mergea cu urs, cum nimeni nu mergea la săraca femeie. Deci era o grămadă de piste care nu mergeseră la putut acolo. Cu mine inclusiv. De seama dacă nici mă căcam. Și... Dar, ai văzut ce frumos am pregătit. Mm-hmm. Dar faza este că la sfârșit, când am fost să plecăm, ele au mai rămas acolo, fetele, toate prietenele tipei cu necazul ăsta. Și cu Joiță au rămas acolo să mai stea într-un bar cu băieții ăștia de prin Moinești. Și eu am rămas cu o blondă, tunsă scurt, femeia foarte bună în zilele noastre, dar am copii acum. Și am rămas cu... Stai. Femeia e foarte bună acum. Da. Atunci nu era. De unde știi? O am pe Facebook. Singur loc în care o ai. Da.
Și am plecat cu, ea cu autocarul, că toată lumea își găsise drum cu mașina, cu tralala, și a rămas ca prostul să mă întorc cu autocarul cu tipa asta. Și se vedea că are chef să vorbim, să intrăm așa, să ne cunoaștem mai mult. Și a zis că fetele, în general, pe bune, fetele sunt mai mult cu, da, pe sub pielea bărbatului decât bărbatul. Așa cred. Și cu vorbitul. Dar eram atât de decepționat de Joița și că s-a combinat cu ăla din Moinești, încât eram, da, pula mea, lasă-mă pace. Și aia a început cu să se îndrăgostească de mine foarte tare. Și cu cât o respingeam eu mai tare, cu atât mă dorea. Efectiv, nu e nimeni combinat, n-a fost nimeni combinat în liceul meu. Și după aia s-a jurat că o să te cucerească și a început să se transforme și a început să lucreze la fizicul ei și așa Bianca te cușea. Și aia a fost cu tine și acum e cu mine. True story, man. True love. Eu făceam o glumă cu Bianca Drăgușanu și tu te-ai dus acolo. Da, te-ai dus acolo, stai. Da. Profit și eu un pic de pauza asta să vă rog pe oamenii din public, dacă aveți vreo întrebare, să ne scrieți pe Facebook, că n-avem decât una. Să ne scrieți pe adresa redacției. Și la un moment dat o să vrem să vorbim cu voi și avem doar un om care ne-a scris o singură întrebare. Păi stai-mă puțin, că am văzut pe telefon că sunt multe mesaje, nu mai o întrebare? Sunt multe afirmații? Da, a scris Ionuț Savu, de exemplu, mi-au fost promiși covrigi. Unde sunt covrigii? Aruncă-și tu spre Ionuț. Unde e Ionuț? Ionuț! Uite-l acolo. Dă-i mă cu frigul. Vrei cu măsline? Da, cred că era stai, așa. Mă, stai. Puțin ironic. Nu cred că e pe bun. Ridică mâna. Eu vreau cu frigia de Buzău. Am dat cu manta într-o altă gaură. Vedeți și cu frig de Buzău. Vio a făcut basket. Vio e șansa ta. Aruncă-i la băiat. Ridică mâna. Să arunci fix. Uite acolo. Nu. Gata, ești pregătit? Ca la basket. Băi, ești prost. Cine a pus ăla acolo? Dăm și mie. Și bate soarele. Pentru că al treilea întotdeauna pe spanac. Hai că dă-te-n spanac. Dă-te-n spanac, fii atent. Eu n-am făcut basket, nici fotbal american. Dar nu da bara aia. Dă mai razant. Și-a luat-o în față. I-a dat-o în față. Dai mă, bă, ce prost ești. Bă, ce prost ești. Băi, ce ți-a zis tu reflectorul acum? Aș vrea să întreb femeia care a primit 3 pungi de covrige în față, dar... Ce? Nu te-a atins niciuna, repetă-ți asta. Și băiatul ăla, pentru că ai luat 3 pungi de covrige în față, le are? Pe toate? Hai mă, termină! Deci pentru dedicație acum, după acest moment frumos și pauza aceasta de covrigi, vă dau dedicație o glumă așa. Vreau să-mi deschid un restaurant cu specific canibalesc. Aș avea în meniu ciorbă de verișoare, pulpă de cioban dezosată în brânză proprie, buci marinate în oțet balsamic, ficat bețivănesc prăjit în colesterol. Ce bun e asta, ficat șol bețivănesc. Șol de pensionară fracturat natural. Fracturat natural. Salată țățichi cu sau fără sfârcuri. Șorici de politician. Friptură de moldovean crescut în Spania. Salată Icri Dobrogean. Icri Dobrogean? În sensul că e Dobrogeanul e eco. Așa. Doi cărnați polonezi. Japoneză și negres. Așa și gata. Astăzi, băi, era scrisă cum asta. Astăzi poetul Virgiliu ar fi împlinit 2083 de ani. Și plecase de la ideea că totdeauna asta. Astăzi, dacă Mihai Eminescu ar fi împlinit 130 de ani, am făcut asta, 2083 de ani ar fi împlinit Virgiliu dacă nu murea, bă. Dar așa se întâmplă. Dar la omorât de vrei, mă, la omorât de vrei pe Virgiliu. Auzi, mă, avea cineva gluma asta, nu? Cu Costin Cicăboink. Păi stand-up-ul e copiat. Dacă n-ar fi Costin murit și dacă... Costin, gata. Da. Zi-mă, ce întrebare avem?
Păi vrei să deja să trecem la cele două întrebări? Asta, ori agenda lui Costel. Adică n-aveți nimic, dar Costel a zis că și-a făcut temele mai mult decât agendele. Asta, deci face temele de 7 ani. Nu-i nicio problemă. Prima întrebare. Alex, nu, asta. Hai că până atunci, până zici dacă, prima întrebare. Fii atent. Dacă o companie auto s-ar oferi să vă sponsorizeze podcastul, da, sponsorizarea constând în 3 mașini, una pentru fiecare, orice mașină din gama lor, ce companie ați vrea să fie? Argumentați. Alex perfect. Gotoia a pus întrebarea asta. Ce m-ați scos din ecuație la faza asta, nu? Păi te-ai băgat prea mult în seamă cu agendele alea. Hai ia cât vorbiți aici. Păi tu de-abia ții mașină, ce n-ai, nu știi ce? Da, știu, dar nu pot așa, e sponsor. Păi întâi trebuie să ne hotărâm de la ce producător. Ce producător, ca să aibă și pentru Costel? Gen... Dar stai mă puțin, că fiecare, nu, fiecare... are mașina lui. Da, dar trebuie să fie toate de la același producător. Eu n-am înțeles așa, dar mi se pare mult mai tricky răspunsul să vă hotărâți la o singură marcă pentru toți trei. Păi da. Că tu îți iei acum Ford. Nu, mă, puteți să luăm orice, la orice marcă de mașină. Și sunt, de exemplu, la Ford. Da. Luăm Ford, da? Da. Fiesta. Păi nu mă, că și ea deja. Își ia Ford... Ca... Ca, hai mă, vă pișați și a doua, are Ford KK. Trust in me. Trust in me. Hai, Costele, song and dance la sfârșit. Ah, da. Cartea junglei, ca. Băi, eu aș vrea să fiu... Mașina care îmi place mie, sincer, mașina mea preferată este... Hai mă, bă, Viorele, Volvo, mie îmi place Volvo. Vorbesc serios? Da, hai mă, nu cred. Și care îmi place, sincer, mașina mea sună Vol, îți place Volvo că sună pizdă numele, atâta, nu? Nu mă, Volvo aia, break. Volvo, break. Semnul de la, sigla de la Volvo e semnul mascul, masculin. 70. Da. Păi cum să zici că sună pizdă? Păi Volvo, Volvo. Dar mie îmi place Volvo foarte mult. Ce aveți cu Volvo? Și mie îmi place Volvo foarte mult. E oribil. Fiu așa. XC90-ul ai foarte nașpa. XC90, mă, XC60 e super. XC60, ăla e mic. XC90 nou e super. Ăla mic, dar break. Nu te căca pe tine. M-am urcat și nu mi s-a părut. Mamă, aia îmi place mașina. Păi asta e, nu te urci în el. Ți-l iei, te uiți la el. Eu mi-aș pune număr Teo și aia e. Poți spui și tu Vio și nu te urci în el. De ce te urci în el? Ce treabă ai în mașina ta? Eu nu știu ce număr să-mi pun, Cos sau Tel. Zic să-ți Ost. Original soundtrack. O să te... Ste. De la Ste. Steluță. De la Steluță. Că nu ești chiar star acum, ești Steluță. Sunt Ster. Ster. Da. Deci, deci răspundem la întrebarea asta tendențioasă că nu e foarte ok întrebarea, că e așa un fel de hai să facem reclamă cuiva. Da. Da, mă, dacă ați fi, da, dacă vă certați, era mișto. Cred că asta eu la mine să fie. Clar, eu vreau un BMW, eu vreau Audi. Păi eu la orice, la orice marcă aș fi un de la un monovolum din ăla, obosetul. Și așa arăți, Opel Zafira, da, da, Opel Zafira. Ok, următoarea întrebare. Volkswagen Charan. 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 Seat Alhamandra. Alhamandra. Carnivale, Kia Carnivale, aia e mașina mea, sunt capă mulți în ea. Seat, foarte bune mașini. Eu mi-aș lua un Ford Mustang, jur că mi-aș lua un Ford Mustang, dar aș merge în linie dreaptă și l-aș parca la prima curbă. Deci cum ar fi să dau de vână, zic până aici, a fost în linie dreaptă, da. Am zis bine, am accelerat mișto. Cum face Fordul Mustang? Următoarea întrebare, dacă vreți să trecem peste, este dacă v-ați gândit vreodată să scrieți o carte și dacă da, despre ce ar fi? Da, am scris-o deja, e Suge Andrei, continuați la Suge Ramon. Gândim la fel, m-a lăsat fără răspuns acum. Da. Eu aș scrie tot așa o continuare după Sugio Ramona și Sugio Andrei, bac pula măta. Scuze. Adrian, ca să fie de nicăieri, bac pula măta Adrian. Și să vezi acolo scandal nume, cu... Fără niciun nume. Scandal acolo cu librăriile. Ai citit din Sugio Ramona? Da, am citit. Și? E ok. Ai văzut? Dar pe de altă parte... Nici nu pot să zici că sunt un etalon foarte bun. Nu, am citit, mi se pare ok și Andrei Ciobanu ce face foarte fain. Nu mint! Nu, nu chiar nu mint. Iar încep telefoanele pe adresa redacției, iar... Am uitat că nu-i doar... Alo, Costel, dar ce problemă a fost? Că totuși lucrăm în aceeași domeniu. Andrei, serios, chiar mi se pare că faci o treabă foarte bună și promovarea și mai ales tot ce faci. Altă întrebare, repede! Florin Dragomir, care e aici și care după ce a scris mesajul, s-a uitat la mine și a făcut... Hai bă! Adevărat, bă!
Ne scrie Fuck, Mary, Kill, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, Loredana Groza. Fuck, Mary, Kill, cum? Zi-mi cu atât. Andreea Marin, Mihaela Rădulescu și Loredana Groza. Fuck, Mary, Kid? Kill, mă, am mai jucat toată. Sau nu, nu cu tine. Faci prea mulți copii. Fuck, Mary, Kill, nu Fuck, Mary, Kid. Ah, Fuck, Mary, Kill. Okay. Eu așa rezonez, cu ce înțeleg. Deci Fuck, Mary, Kill. Fuți Maria, omori. Pe cine ai... Deci eu. Deci, hai. Așa, fii atent la viu. M-aș însura cu Andreea Marin. Vorbesc foarte serios. Mie îmi place Andreea Marin. Mai ales cu pozițiile alea. Da. Bă, dar nu mai lasă omul să vorbească. Scuze. Deci m-aș însura cu Andreea Marin. Da. Aș omorâ pe Mihai Rădulescu. Da. Clar, nu e nici așa, iar nu? Iar am înțeles greșit jocul. Și... am crezut că s-o fuste căsători și pe omori. Și eram clar Andreea Marin. Ești nebun la cap, o fut, mă căsătoresc cu ea. Făca! Nu, asta face Irina cu tine. Ce-o crezi tu? Hei, încă n-ai murit. Da, da. Și trebuie să iei un pic atitudine. Zi, mă. Am zis. Deci o... repetă, mă. Deci, fac. Aș fut-o pe Loredana. Da? Cât mai om acum. E blondă, nu e vina mea. Blondele îmbătrânesc nașpa. Așa. Ați observat, nu? Nu, deci, nu e așa? Mi se pare mie sau? Mai zi, mă, deci eu fost pe Loredana? Da. Nu, da, când seara asta, dar prima ocazie. Acum te-ai luat cu pot. Da, da. Acum te-ai luat cu covrigei. Da. Și bineînțeles că m-aș... Te căsătorești cu? Cu Andreea Marin. Cu Andreea Marin, da. Și omor pe Mihai Rădulescu. Da. Eu... E greu de ales altceva. Eu mă fut cu Mihai Rădulescu. Bravo. Pentru că trebuie să respecti. Femeia și-a clădit o viață. Așa. Pe asta. Deci trebuie că știe ceva, nu? Adică nu te-ai duce la Doroftei să te învețe să dai cu pumnul? Deci tu zici că ea ar fi cam cea mai bună dintre toate? Păi, sincer, acum, care dintre ele și-a clădit cariera pe ce are la mijloc? Eu zic că Loredana este mai bună. Nu e adevărat. Loredana e foarte talentată. Mihaela nu știe să facă nimic. Loredana ce cântă, Mihaela nu face nimic. Ea da, dar mi se pare, Loredana are disperarea aia. Cred că își dă mai mult interes. Deci hai să-i explic așa. Deci, eu pare genul care înghite. Aș omorâ-o pe... Crede-mă, toate înghit. Poftim? Întreabă acum doctorul tău dacă înghiți. Întreabă doctorul. Dacă înghiți pentru tine. Deci, eu m-aș fute cu Mihai Rădulescu pentru că ți-am zis, e singura care și-a clădit o carieră pe chestia asta. M-aș căsători cu Loredana Groza pentru că are mulți bani și nu mai are mult timp. Dar serios, da? Acum am zis. Și asta. Și-aș omorâ-o pe Andreea Marin. Ce vezi cu Andreea Marin? Nu, aș omorâ-o pe Andreea Marin doar ca să înainte să bag cuțitul ea să-i zic surpriză. Mie mi se pare, deși pare cea mai falsă, da? Mi se pare ok Andreea Marin. Și mi-a zis când am fost o dată la TVR de am făcut un căcat, ne-a zis acolo un șofer. Ceea ce întotdeauna să știe când sunt chestii, știi ca la filmări, dacă râde cameramanul, e okay, bună, da, glumă. Da. Și zicea șoferul, Andreea Marin, foarte tare, foarte, că venea la zilele lor de naștere, ceea ce nu te aștepți. Le lua cadouri. Da, nu, pe bune, adică zicea că e foarte de... Stai, sweetie, poftim? Nu-i plac câinii? Da, nu-i, nici mie nu-mi plac câinii. Adică... Faptul că are 18 nu înseamnă că îi plac. A încetat să-i mai placă câinii de pe la câinile 12. Da. Deci vă zic eu, Andreea Acum, Marin... Acum, dacă mă întrebați pe mine... Fii atent, stai puțin, stai să facem altfel. Având în vedere că am făcut eu și Vio Fac Mary Kill, da, hai să-i facem lui Costel un alt joc, tot cu Andreea Marin... Păi că îți dai seama că dacă ai să aleg după ce ați ales voi, o rămân cu Loredana Groza. Dar nu, sunt curios, da, sunt curios, da, așa, sunt curios. Costel, tu ai un pic de experiență la ales după ce alegi noi. Da, da, da. Să vă trag familii. Nu zi acum că-s curios. No, dar zic că în primul rând că este chestia asta, Fac Mary Kill, este după ce ați făcut voi asta sau înainte? Că le-ați omorât pe... Două smarte, a rămas doar cu Loredana. Eu trebuie să o fut, să o iau de nevastă, să o omor. E înainte? Asta, nu, înainte. În același timp. Nu, stai așa că-s curios ce răspunde la asta, zi-mi. Nu mai să-i dăm alte acțiuni dacă face cu aceleași. Și
Alea nu sunt acțiuni, sunt femei. Ai văzut că e bun, nu? Deci am pe aceleași femei să-i dăm alte acțiuni, no, că după nu e drept. Fast, hai să vă explic eu, hai ca să nu ai. Deci pe cea pe care o fac sex cu ea și eu aș face cu Mihaela, nu cu Loredan, cu cine fac? Că la mine este when I stick my dick, it goes spiritual. Acum asta e fața. Sunt foarte curios pe cine aș vrea foarte mult în zona spirituală dintre asta. Andreea Marin e destul de spiritual. Deci Loredana pare nebună, adică aș face sex cu Loredana, da, ca să o transform. Imediat cum am făcut sex cu ea, să o vedeți în India, este... Se apucă de mâini și meditează, așa. Puțin. Dar și asta, și Mihaela Rădulescu ar fi interesant să o văd spirituală. Deci aș fute-o și pe ea. Ai fute toată deci și da, Andreea Marin. Sincer, l-ai fute pe toate trei. Da. Știți cum aș face? Aș face așa. Aș face sex cu toate trei și ar fi oribil. Că nu m-aș... Că Andreea Marin Crudreaz, că nu prea să ales. Dar nu prea să înțeleg. Și oricum aș termina prea repede cu Loredana. Și să trebuiască ele să... Până mi se scoală mine după o oră jumate. Și eu tot timpul să stai numai puțin, mai lingeți-vă voi. Băga mea și picioare și... Mai mâncați-vă de cu... De căsătorit, nu m-aș căsători cu nimeni. Deci, cu niciuna dintre ele nu m-aș căsători. Nu m-aș căsători cu niciuna. Deci, de omor, bă, tu n-auzi că e un joc, mă, ești obligat, mă. Da, în jocul ăsta îmi fac eu regulile. E ești totuși obligat. Că nu sunt obligat, nu mă obligă nimeni. Așa m-a obligat și maică-mea să mă căsătoresc cu... Dar n-am vrut. Fac ce vreau, că e viața mea. Și în jocurile astea, e viața mea. Dar sunt prost, așa, sunt manipulat. Doar așa că e un joc și astea sunt regulile. Păi de asta noi votăm cu PSD. Că avem impresia că viața e un joc. Ți-a dat cineva cu psihotroancele la coaie? Păi da, exact. E un om liber. Altă vreau întrebare. Vreau să mănâncă la țele băgat în ureche. Ia-l că sunt ok în ureche. M-am spălat. Nu știi niciodată când te fuți în ureche. Și eu mă spăl. Să continuăm. Să plecăm de la Costel. Așa. Să-l întreb tot pe Costel, că e o întrebare specială pentru el. Înainte de asta vreau să vă citesc o poezie. Vă rog. Este, are 6 și este fix în zona asta. Vio, potolește-l pe Costel. Este fix în zona asta. Fiți atenți ce poezie am scris. Și mente, Elora, ia razna de la mentă. Deci, puteți să iei ceva fără mentă, că s-a împătat. Da, tot așa, dar fără mentă. Un Long Island Tea, dar fără mentă. A fost o perioadă, cred că imediat cum s-a născut primul băiețel în viața mea, când am scris această poezie. Îmi ucid iubita subit cu un cuțit bine înfipt și-i spintec fierul în gât. Sunt fericit. Mă uit la ea cum sângerează și în privirea ei citesc groază. Cum... Hai mă, tu știi să citești? Cum am putut să fac așa ceva? Parcă se citea pe fața sa. Schimonosită își dădea suflarea ultimă. Și nu mai e ci era. Bă, ceva la sfârșit să... Costele, asta nu e poezie, asta-s dovezi în pula mea. Aș vrea să ard în această seară această pagină. Băi, nu, serios, băi, te duci acum la munte la... Și dacă mănâncă ursul o să fii suspect în pula mea după poezia asta. Dar îmi place cum... Îmi ucid iubita subit. La modul, mă duc... Cum asta aveam în cap. Ce faci? Asta este mișcarea. Eu dacă aș omorâ vreodată pe cineva, mi-ar plăcea să folosesc un pisturiu, ca să fie super ascuțit. Îmi place foarte mult calașul, ca șobolanul să omor. Să-ți dacă ar fi. Deci ideea este așa, să prind victima pe la spate, cum stă și își discută cu alți prieteni tot felul de căcaturi despre ce adit de așa mai luat și... That's funny, man. Și eu deci trei mișcări aș face. Și apoi o las să colcă în propriul sânge, că oricum ceilalți o să vrea să vorbească cu mine. Bă, hai să mergem. Dar să știi că surprinderea de pe fața victimei nu era că ai omorât-o, ci că în sfârșit ai făcut și tu ceva. Mergem mai departe. Zi. Ceva hai care să o facă să simte. M-ai făcut să simt ceva. M-ai făcut în sfârșit să simt ceva. În gât. Încă o întrebare. Prima oară când simte ceva în gât. Așa.
Atunci să trecem de la Costel. Cică sunt câteva sute de oameni care se hrănesc afară, care, care vor să intre. Așa. Care se hrănesc strict cu lumină, zice Prelucran Ștefan. Voi credeți? Costel. De ce mă transporți acasă? Sunt teleportat acasă. Bă, serios, ce mai departe? Nu-l pedepsi, frate. Altă întrebare. Ioana Double I da. Zice Double B. Cu majuscule. Ce aveți cu țâțele mici? Angry face, angry face, angry face, angry face, angry face, angry dar face. Ele ce au cu mine? La angry face. Lăsând asta la o parte până la urmă. N-ai ce să ai cu țâțele mici, că n-ai, n-ai ce să ai. Ce să ai? Arată-le Claudia, ce arată-le de unde ai plecat. Bă, nu noi avem o problemă cu țâțele mici. Adică eu am o problemă cu țâțele mici. Eu chiar n-am. Mie chiar mi-a plăcut de o fată, Xing Elena Ling. Era foarte mișto Xing. Da, da, și plat fost, mâncați aș gura ta, deci... Boală. Boală. Când o dezbrăcai... Scobitură. Îngrijorător. Bă, deci îți venea să sun la Schindler. Să vină să o duc undeva. Concav, de... concav. Ținea apa, ținea apa. M-am pișat odată pe iadul și s-a adunat. Sing, știi că n-am făcut asta niciodată. Dacă aș cum ascultă, bravo. Crede-mă, mă iubești. Da? No. Nu, dar prinde, ideea prinde este ceva că... cu antenele alea. Și care e problema? Este... Sunt cele care... Eu am dat peste, la un moment dat peste o fată, nu-i spun numele, știi tu. Așa, care avea așa, deci exact ca mine și după aceea plecau două așa. Tui. Deci plecau două, două chestii. Două, avea două punguțe cu doi bani? Da, dar poarte așa. Și stăteau pe poarte așa, știi, exact ca... Așa stăteau. Ea n-avea țâțe, avea pieptul de primat așa. Da, exact. Și când îi dădeai, când am dat prima dată așa, m-a primit așa, cu tot cu buric, era... Și după aia avea și un pic de barbă, nu? Da, da, da. Oh my God. Și am văzut peisajul ăsta atât de trist, am ridicat. Ce bune. No. Înveselește-ți un pic cu ochii și... Bă, hai să spun că e treaba... Ioana, o să mă uit în camera acum, de parcă nu te știu că ești acolo. Au, știi? Da, e acolo, o știu. E aici? Da. Unde e? E în partea aia, are țâțele mici. De-aia n-ai observat. A, e tipa aia care este super sofisticată cu țâțele mici? Da. Faza este că eu am o problemă cu femeile cu țâțele mici pentru că am eu țâțele foarte mari. Și am zis asta, e un material de stand-up pe care l-am, că am avut de 3 ori ocazia, să zicem ocazia și nu nefericirea, să mă fut cu femei cu țâțele mai mici decât ale mele. Ceea ce nu e ok pentru nimeni de acolo. Da, nici pentru ea că își dă seama că am țâțele mai mari, nici pentru mine că îmi dau seama că am țâțele mai mari. Adică e un loc de tristețe. Mai ales că, ca asta ziceam, că una dintre ele, ea săraca stătea pe spate. Deci tot ce avea dispărea. Iar eu inevitabil eram deasupra, deci tot ce aveam se balângânea cum ar vedea. Și dacă stai și mersi te uiți mult, Teo. Mersi mult pentru imagine. Eu sunt foarte vizual ca om. Da, 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 te rog. Imaginează că se balângâneau 360, adică nu era doar pe o singură direcție. Deci așa. Era așa, da? Deci în sensul invers al ceasului. Da, fiecare țâță okay. Într-un sens invers. A, deci țâța stângă era da, cum... Da, da, așa, așa și țâța era așa, da, da. A, deci cumva cealaltă se ducea... Eu așa mă mișc în fut, ducea... îmi iau țâțele razna. Eu una dintre ele am pleznit peste față. Și știi ce faza? Cred că au... Tu îți dai seama să se calculeze momentul în care sfâng cu fârcurile. Asta e problemă de fizică. Da, da. Ce să mișcă... Când se lovesc. Aceste când două țâțe în... să se calculeze momentul în care fârcurile se ating. Da. Da. Aveți 5 minute. Unii o să termine în 3. Dar faza e că în momentul în care te uiți în ochii unei femei, în timp ce ești în ea, și vă dați seama amândoi că tu ai țâțele mai mari decât ea,
Deci din momentul ăla, dacă trăiești asta vreodată ca bărbat, atunci nu-și mai are rost întrebarea asta. Și tu poate vrei era, să spui ce ai cu femeile cu țâțele mici? Că am eu țâțele prea mari în pula mea, vreau... Da, mă, dar poate era în capul tău, poate pe aia nu deranja. Dar nu te-ai gândit cumva... Nu era în capul meu, era de la gât în jos. Și crede-mă că nu era ok pentru nimeni, sincer, da. Acum. Serios, acum, cum crezi că... Adică, da, pe... A zis ceva sau părea așa, deși era... Bă, căcatul a fost sinistru. Da. Doar și ți-am zis, era cum aveam fi... și gluma, stai să termin, că ce aveam și în gluma aia, că ziceam că... Ea se uita în sus și se întreba cine e lesbiana asta păroasă de mine. Eu mă uitam în jos și mă întrebam cine e băiețelul ăsta în care mă aflu. Nu, dar serios, acum, nu e ok. Teo a avut o glumă pentru cei care știu pe Teo de, cu stand-up-ul de mai demult. Și ce ar fi fost fain să facă fata aia? Să-ți ia, să-ți adune țâțele și să facă, mamă, ce femeie bună aș fi putut să fut. Da. Uitați-vă încolo. Da. Dar nu trebuie să le adune, putea doar să se uite la ele. Da? Da, deci da, nu e genul, nu ți-a fac așa, doamne, ce femeie frumoasă mă fute. Adică nu ți-ai sunt destul de ferm, la... să știi, sunt... Băi, deci am 35 ferm? De ani, sunt femei care la 35 de ani au țâțele mult mai lăsate decât ale mele. Adică nu numai că am țâțe mari, dar am și țâțe mișto, asta e partea. Înțelegi? Adică dacă aș avea niște țâțe triste, n-am căcat, sunt țâțe triste, dar sunt țâțe și mișto. Și când o să ți se lase, vrei să-ți nu, faci le tai, un uplift? Le tai, le tai. Nu, le tai. Le tai pentru că am aflat de la un prieten care e chirurg estetician, da, că ar trebui să le tai pentru că am risc crescut de cancer la sân și, sincer, dintre toate modurile de a muri, ăsta nu-l vreau în viața mea. Să... Și cum a murit Teo, a făcut cancer la țâțe. Cancer la sân. La sân, de fapt. A făcut noduli. A făcut cancer la sân și am la sân pui la ai lui. Când faci duș, te mai verifici? Da, normal că mai verific. Mă verific singur. Am văzut. Știu să țin mâna și să... Cum să nu? Bă, mă verific mai des la sân decât la coaie. Vreți o glumă? Vreți? Zi, Alexandru, ce mai e pentru noi? Ce? Acum când am venit aici? Da. Și de ce dacă ești acolo? Dar de ce ai venit acolo? Păi să mă uiți și la podcast. I'm on a boat, man. Nu mă bagăți nimeni în seamă. Cum să nu te bagă în seamă? Fii atent. Avem, da, nu, sunteți niște oameni extraordinari. Din suflet. Noi el și plătim. Vreau să... Vreau să vă... Sunt două întrebări una după alta, una de la o fată și una de la băiat și vreau să vă... Vedeți diferența între ce întreabă o fată și... Da. Alexandra Dada întreabă dacă ar trebui... V-ați lupta cu 100 de cai de mărimea unei rațe sau cu o rață de mărimea unui cal? Da, asta e o întrebare copiată. Fete. Bă, în România până și întrebările a copiat se fură. Între... Da. Eram atât de impresionat da, de întrebarea asta. Nu e originală întrebarea asta. Dar o să răspundem la ea. Cu un răspuns furat. Da. 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 Perfect. O să răspundem la ea. Zici ce a întrebat băiatul. O poveste de beție cruntă. Care a fost seara când v-ați dat o întâmplă cel mai rău? Păi eu, Andrei, aia punct! Fost, bă, aia a fost seara! Eu într-o seară m-am bătat așa tare că am dat doar ață cât un cal. Și că a venit la mine o rață cât un cal, atât de mult am băut. Și odată... Și ai dat una de s-a transformat într-o sută de rață. Da, exact! Cai mici cât o rață. Da. Bă, depinde acum, vrei să răspundem cum a făcut și Bill Burr cu ăia mici, că câți crezi că... Nu știi că i s-a pus o întrebare, că i s-a părut cea mai mișto întrebare, că i s-a pus durată? Nu. Cu dacă te-ar ataca un grup enorm de copii de 3 ani, câți ai omorât până te-ar copleși? Stare, ia. Da, da. Și e aproape întrebarea asta. Deci 100 de cai cât o rață copii și sau rață. O rață cât un cal. Rațele ce poate să-ți facă? Copiii poate să-ți facă? Bă! Poate să-ți distrugă stima de sine, viața. Da, adică, da, îți urlă, nu vor să mănânce. Eu sunt curios dacă vin și te atacă 100 de copii, dacă fac exact ca în filmele alea cu arte marțiale. Știi că vin te atacă numai unul și ceilalți în spate se... Aia fac breakdance în spate. Ceilalți se pregătesc. Ai plecat? Gata? Te-a bătut? Hai că mă duc și eu. Nu înțeleg de ce nu se duc toți. Nu-l prinde unul așa și ceilalți 44 sau 800 când sunt ei acolo. Nu-i dau. Nu așteaptă să e o onoare asta. Ne bate unul la unul. Pac, buf, îi dă-l-o celălalt. Ce, mai e unul care... Hai, date-ne... Bă, hai să zic asta cu rața. Deci, eu cred că m-aș bate cu o rață cât un cal. Fă pentru că serios? Poți, da, poți să te sui pe ea și să-i faci lucruri de acolo. Pe când dacă... faci lucruri de acolo.
Speranța omului care n-a sasuit niciodată pe cal. Păi ăla e o rață, nu e un cal. Pe când dacă te atacă 100 de cai cât o rață, ăia mușcă, frate, și au copite și poate să dea copite. Păi, sunt foarte mici, tu ai văzut vreo rață? Da, gândește că e un cal atâta totuși, ăla poate să te muște nasor, rața n-are cum să te muște. Ei, nu, cum ai... Tu vă îngură de țărani, eu am crescut în Titan. Oameni mușcați de rațe în pula mea. Ai traume din copilărie, te-a mușcat rața? Ai un coleg care a fost mușcat de rață? Și nu mai e printre noi. De aici? De aici? El cât de mic era când a mușcat rața? Că s-a dus și el spre rață în pula mea. Adică nu are cum să te muște rața de aici dacă ești în picioare. A zburat, mă. Ușor. A zburat, a venit o rață din zbor și la... Eu am fost acolo. Opa! Opa, stai că la asta nu m-am gândit. Rața cât un cal poate să zboare sau nu? Asta e o întrebare foarte importantă. Că dacă poate să zboare și cât un cal, dă-te morți, mă, tică, la-i dragon. Deci dacă e o rață cât un cal și zboare, normal că nu mă bag la căcatul ăla. Da. Da. Păi, poate na. Să... Cât zboară rața, nu foarte mult. Răspuns da. Final, mă bat cu 50 de cai cât o rață. Oh. M-am plecat. Și la 50... Eu răspuns final, la 50 eu nu vreau să joc Costel. Acest joc. Eu acest joc nu mă bag. Okay, în primul rând okay, că este fuck, absurd. Fuck, marry, kill cu o rață. E absurd. Un cal. Un cal și o rață cât un cal. Fuck, marry, kill. Zi. Fuck, marry, kill nu cu o rață. Nu mă căsătoresc cu niciunul. Nu ai învățat. Bun. Ai deci învățat. Cum că mi-mi place asta? Fuck, marry, kill așa. Cu o rață, da. Un cal și o rață cât un cal. Hmm. Fuți rața. Da. Da, 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 da. E și poziția aia, rață. Da, rață, da. Da. Eu dai rață. Eu dai rață. E când te dai pe la spate și ea face din fund, și tu trebuie să o prinzi, fiți când faci ea așa, așa. Dacă nu, nu poți să... Da, rața, m-aș însura cu rață. Vreau să taie bucata asta, fuți. M-aș însura cu rață. Fuți rața. Trecem mai departe. Da, trecem mai departe. Ah, da, da, da. Mai departe. Ok, mergem la altă întrebare, mulțumesc. Loredana Bârlă, care Loredana inițial... Groza din Loredana Groza care... din voi Loredana... vorbiți serios? Da. Unde și la cât? Așa. Prima întrebare a fost Aron Costel. Prietena mea mai timidă, dar extrem de drăguță. A, știu unde să duce. Ar vrea și ea... Ce crezi? Ce să crezi îți pupe copiii. Stai mă să vedem ce zice Costel. Ce crezi? Ce aș vrea și ea... Prietena mea mai timidă, dar extrem de drăguță, ar vrea și ea... Să vii la ziua ei. Să fac stand-up la nunta ei. Mi se pare atât de ceva ce ar cere o da, fată da, lui da. Costel. Ar vrea și ea un rucsac precum al tău. De unde l-ai? Hai să spun cum ajungi la el. În primul rând... Faci stand-up 12-13 ani, muncești mult. Hai să zic mult. Cum ajungi să ai un rucsac așa. În primul rând trebuie să mă prinzi într-o pasă foarte de nasoală în relație. Poate? Nu e de la Pull&Bear. Nu e de la Pull&Bear, e din Londra. Ascultă-mă, și costă ascult. Cât salariul lui măta pe 4 luni? Ascultă-mă. Presupunând că măta face 25 de lire pe lună. Da, ascultă-mă. Să spui povestea adevărată a acestui da, rucsac, da? Vă spun cum poți să ajungi în posesia acestui dar rucsac. Nu vorbea de acest rucsac, unul dar ca un el. Dar un rucsac ca el. Deci în primul rând trebuie să mai aștept câțiva ani să mă prins într-o pasă foarte nasoală în relația mea. Dar de ce să aștepte câțiva ani? Nu, lasă că o să înțelegi. Nu, că încă mai mâncă, mai e ok, se pare că... Okay. Așa, mă prins într-o pasă foarte nasoală cu relația mea. Vii peste mine, mă fuze să-mi sară capacele. Presupunând că ai capacele. Eu mă despart de tot ce am eu acum, copii, familie și așa mai departe. Continui ceea ce fac, te iau, vei fi iubita mea. Vreo 2 ani, copii. Ne futem cum trebuie. Faci de toate. Nu ca, calci, nu ca astea care m-au... Și nu numai că de toate, dar trebuie și un pic mai mult. Ca așa, eu evoluez încet. Mamă, cât de bună e asta. După... Ca la șaorma, vă pun de toate și încă ceva. Și după vreo 2 ani și ceva, când începem ușor, ușor să avem o relație,
Eu o să plec atunci, o să mergem, cred că o să am show pe undeva prin Viena. Și mergem împreună, pentru că insisti tu. Și o să toți banii pe care câștigăm atunci, ați iau un ghiozdan. Și pe aia vinem acasă și ne creștem copii în continuare. Copii adică ai lui. Nu, nu, îți fac și ție. Îți dai seama asta ce... se cheamă pentru mine bărbat adevărat. Îți dai seama că dacă ești iubitul Loredanei, nu-ți pasă de tot ce a zis Costel acum? De la perol șpriț dintr-ăsta, este ca la scopul la mine, zic foarte multă... Tu ai pus pula în scopul la mine? Da. Îmi pare rău, dar să știi că acest ghiozdan este... Nu. Momentan este păstrat. Ia mă, folosește-mă, dar nu te atinge de ghiozdanul meu. Nu, îmi pare rău, dar nu o să folosești acest ghiozdan. Dar în Corea. Cine? Dar în Corea. A, e fata din Corea. Ești din Corea? A venit din Ai Corea venit să din ne Corea? Da, 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 dă-i ghiozdan. N-am nevoie. Îți trimite acțiuni la Samsung. Corea? Tu ești din Corea? Wow. Din partea care Corea? Nu. Din sud, în sud e mai bine decât în din nord? Din nord nu pleca în pula mea. Bravo! Ia nordul duc foarte rău. Am înțeles. Ce ai mă, lives in Bucharest, Romania? Minte mă! Cu ghiozdanul ăla hrănești 850.000 de coreeni. Da. Acest ghiozdan, din păcate, și mă refer la să le dai bucăți din el, pentru să le că are valoare sentimentală. Are valoare sentimentală, am dat foarte mulți bani pe și așa mulți țineam la banii aia. Ia zi, Alex Mocanu, Young Jamie, că am, noi furăm și tot Loredan a scris ulterior, hey. Aron Teo. A scris ulterior? Nu. Se laude că știe cuvântul? Nu, eu mă laud că știu cuvântul. Aron Teo? Acum trebuie să ne arăți țâțele. Teo! 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 Show them motherfuckers! Eu credeam că nu se face asta, dar acum ești cam obligat. Ala credincii ești făcut! Hey! Hey! Eu am învățat ceva de la femeile puternice din viața mea, și anume că nu dacă se adună gratis o gașcă de porci misogini și de scroafe misogine și... Atât de inteligent, cum să scoate fără să ne facă și pe noi să ne tu simțim bine. Tu ți-ai iertat prea repede și gratis și dam pulea. Da, și... este super tare și lejer să-ți arăți. Nu trebuie să-ți fie rușine de nimic. Este exact invers decât la femei. La bărbați, dacă nu le ai, le arăți imediat. Dacă le ai, nu le arăți. Nu vine să la femei e invers. Cine nu le are, nu le arată. Cine le arată, cred. Cine le are, tot timpul cu ele pe afară, ca să zic cum se zice. Bă. Ca să vezi, Costel, Loredana a vrut să-i vadă țâțele lui Teo și să știe de unde ți-a luat tu rucsacul. Deci... și de la avion nu vrea nimic? Stai că vede, uite, scrie acum. Stai că scrie live. Spune-ne, te rog. Nu mai... Un pupic! Un pupic, yeah! Da. Dragostea, bă, se simte. Deci în eu nu, aer. Nu mi-arăt țâțele pentru că în primul pe internet totul trăiește veșnic. Ah, oh, da. Și refuz să mă romem, mă. Îți dai seama. Păi, da. Dar dacă oprim camera? Nu glumesc. Deci dacă oprim camera, dar glumesc. Nu. Oprim camera, ce ăștia n-au telefoane sau ce? Dacă promiteți toți că închideți ochii, vă plecați și vă dați pantalonii jos. Teo își va arăta. Doar băieți. Fetele nu. Fetele închid ochii și cazi cu gura. Și în momentul ăla eu îi arăt țâțelele mele lui Vio. Eu le-am văzut. Mocanu, căcatul ăsta eșuează. Mai departe, ca hai. Un rom la marginea mării. Fii atent, știi că mai devreme am zis întrebarea de la Ștefan cu câteva sute de oameni care se hrănesc strict cu lumină? Da. Următorul lui mesaj a fost: hai că asta spirituală nu a mers. Întreabă-i dacă au încercat să facă squirting vreun egagici. Să faci squirting, mă, vreun egagici. Hai că să te piși pe ea? Că asta înțeleg să faci.
Nu, că e aici. Nu, asta am vrut să spun. Bă, vă rog eu mult, vă rog să luăm o secundă și să ne gândim în ce lume trăim, în care omul de acolo a folosit o întreagă infrastructură tehnologică mondială și o platformă care are miliarde de utilizatori ca să ajungă să-i zică ceva lui Costel care e aici. Vă rog, gândiți-vă, au fost implicate sute de milioane de dolari de echipamente, mii de oameni care au muncit ca băiatul ăla de acolo să-i zică lui Costel ce vroiam, ceva. Incredibil. Eu ce vroiam să spun, că n-ați înțeles. Am vrut prima dată asta cu lumină, să vedem unde stați. Costele, și apoi squirting. I-ai făcut vreun squirting de lumină vreunei femei? Ai la frecat-o toate, la fofoloancă până când a ieșit lumină din ea? Da, la toate. Se pare că fac asta. Se pare că fac asta. Vă zic, dacă vreți să mergeți pe o cale spirituală... Da. Sună-mă... Solisis. Squirting de lumină. Chiar mă, squirting de lumină. Cu tine cu chestia. Dar nu știu, frate, că ți-am zis, este lefut și... Lefut și se lasă de fut. Se lasă de tot. Costel, întreabă Lucian, ai găsit gărgărița, că e foarte, foarte interesant. Da. Dă-i lui aia ghiozdanul, Costele. Aia e cu tine, aia e pe interes, aia care a făcut... Nu dau ghiozdanul la nimeni, ghiozdanul... Nu. Bă, stai puțin, fii atent, noi am jurat că facem o oră chestia asta și deja simțim că ne-am lungit. Trebuie să urcăm un pe scenă. Hai să urcăm un pe scenă. Vlad, hai încoace. Mamă, că a plecat al Vlad. Uite, acolo este Vlad, care vine aici în aplauzele voastre. Bă, dar am o rugăminte. Da. Nu mai vorbi de parcă ești în fața blocului și vrei să iei banii de prânz în plăt. Vlad, vino încoace, mă, mâncața și plăt. Ce-i cu fața aia pe tine, mă? Ce bani ai pe tine? Eu am crescut printre oameni, eu așa am în sufletul meu. Dar te-am luat meu noi și te-am învățat, nu mai vorbim. Știu, de-aia în general, de-aia în general vorbesc normal, dar când vorb... Eu așa sunt, frate, eu, să mor, așa am crescut pe Titan acolo la mine pe 1 decembrie, pe poarta 4, așa trebuie să ne ardem, uite, omul de la poarta 4. Dar mâncața și pula ta, încearcă și tu să avansezi poarta 3, poarta 2, poarta... O dau morții ei, mă! Gata. Salut, Vali! Să aducem un scaun mare. Și făcut anestezia. Un scaun și la valieră? Ia, dă-te mai încolo. Bine ai venit, scuză-mă, nu știu. Un scaun și microfon. Noi cadou avem un ghiozdan pentru tine. E în cadru, Vlad? E perfect. Da. Vlad a câștigat un concurs absolut aleator și fără niciun rost pe care l-am făcut pe pagina noastră. Și unde unii oameni, să știi că luați de valul protestelor, au zis că nu ai îndeplinit criteriile de eligibilitate, de LGBT-tate, că nu destul de gay. Da, mă, au zis că nu trebuia să câștigi, că nu îndeplineai condițiile. Dar de ce? De ce nu? Fii ca Dragnea și explică-le că greșesc. Hateri! Nu contează. Ține, fii atent. Nu, că mă aștept să vină. Acum suntem filmați, acum nu-ți facem asta. Ține lucrul ăsta negru și lung la gură. Dar ține-l în afara gurii. Da? Ține-l așa. Da? Și nu-i faci squirting. Care a fost problema? Nu știu care a fost problema, dar Alex, ne lămurești care a fost problema. De ce a cârcotit ăla? De ce a atacat la Curtea Constituțională? Era și unul, Toma Caragiu, acolo. A fost unul care a zis că Vlad nu ar fi trebuit să câștige pentru că nu are, nu a îndeplinit criteriile. Comentariu că nu a îndeplinit criteriile. Dar atât a zis, că nu a îndeplinit criteriile. Ai făcut vreo mânărie? Că dacă e merge la Curtea Constituțională, ieșim în stradă. Da, ai filmat. Ce te crede că se fac Photoshop-uri în filmări de Soros? Cum era melodia aia? In Constant Soros. Singurele criterii erau pișeam pe poarta 5. Poarta 4. Alo. Nu, dar poarta vrei? Cine e acolo? Dezacord. Deci, intră. Du-te spre poarta 1, nu spre poarta 6. Singurele criterii erau să dea share unui episod preferat. Ai dat share ceea unui ce episod, ai făcut. Ai dat share. Adevărat a dat. Adevărat. Yeah. Și să scrie un comentariu cum că vrea și să participe la chestia asta. Ai scris un comentariu asta? Cum că ai vrea să participe la chestia asta? Nu. Nu. A, el a scris în mesaj că am participat.
chipat deja că avea făcut o poză aici. La un moment dat. Da, pusesem o poză care făcusem pagina de aici. Ce inutilă e discuția asta. Făcusem o poză cu un tovarăș și înăuntru. Bă, întoarce... No one cares! deci gen, făcusem o poză miști? Înăuntru fără voi. Așa. Și? Și zisesem că participasem deja. Că făcusem bă, poza... Bă, dar n-are rost, mă. Bă, deja... o trecem pe Parlament bă, sau... Bă, ești aici. Exact. Bă, gata, tu ai câștigat. Dat, sunt aici, numai. Asta Alex, e. Alex, deci. spune-mi așa. Deci e clar, ne pișăm pe el de demonstrații de tot ce s-a întâmplat. Deci asta. Vlad a ajuns e câștigător legitim al alegerilor, da? Are majoritatea aici, ba pula, da? Ce facem cu el? Care era ideea? Uite, eu îi dau un cadou. Să vorbesc cu el, atât, nu era o... Ah, ce așa. Vlad, ce faci? Cu ce te ocupi? Salut, sunt Vlad și... Așa. Așa. Așa, zi. Și încerc să mă las de alcool. Vorbesc serios? Nu mă zi pe bune. Ai acum. Ai încercat noul Aperol Spritz? Lasă-mă omul în pace. Deci zi Vlad, gata. Hai că... Băi, cu mine vorbești. Uite, aveam o întrebare cu tine, pentru tine, Vio. Te ascult. Că tot discutai la un moment dat de UFC. Da. Era discuția acum recent că Conor McGregor să boxeze cu Mayweather. Mayweather. Da, da, da. Ce părere ai despre asta? Băi, da, nu știu acum câți oameni se uită la UFC. Bravo, de... bravo, nu, reflexele ai bune. clar ar trebui să întâmple din punct de vedere financiar pentru ei că o să fac o grămadă de bani. Teoretic n-ar trebui să aibă probleme Mayweather cu McGregor, că na, e altă mâncare de pește, nu? Da. Dar poate să-l prindă, că are totuși 40 ceva de ani. Adică tu vrei să zici că Mayweather are foarte mari șanse să fugă de McGregor până se termină meciul? Da, să lupte defensiv și adică să... Adică o să fie un fel de... Pacquiao Mayweather. E un fel de lambada. Da. Da, o să fie un fel de maraton. Da. Cine fuge mai mult? Mm? Gata. Atât, da. N-ar rost să intrăm în subiectul. Hai, o întrebare pentru Costel. Și după aia spunem fiecare câte o întrebare ție. Putem să trecem la întrebări. Da, pentru tine? Da. Eu înainte să, așa, eu îți dau cadou o pagină din agenda mea de pe 8 martie 2008. Poftim. Să citești seara. Este total aiurea ce e. Ați trecut vreodată pe lângă cineva cu un câine drăgălaș și simpatic. Punct. Nu e întrebare. Ați trecut vreodată pe lângă cineva... Hai să o citesc cum trebuie. Ați trecut vreodată pe lângă cineva cu un câine drăgălaș și simpatic. Toată lumea se oprește. Doamne, ce drăguț! Te uiți apoi la stăpân și ești un pic dezamăgit, dar câinele e o minunăție. Cum îl cheamă? Costel. Da. 2008. Asta nu e o glumă. 2008, mă. Asta este o problemă de logică pentru schizofrenici începători. Treci pe lângă un om cu un câine drăgălaș. Zici, e o minunăție. Stăpânul, nu. Cum îl cheamă pe câine? Erai cum să zic, drogat pe... E posibil. Adria Cola, băgase și... Posibil să fi băgat niște chimicale de la Fruity Fresh. Același lucru se întâmplă și la câini. Sus fiind vorba despre câini. Bă, hai să nu strângem sticlele acum, că se aude foarte tare în tăcerea asta de dezamăgirii oamenilor. Dacă au adormit, nu mai face scandal. Treziți publicul. Asta trebuie să ne facem. Data viitoare cum mai facem live, facem un afiș mare cu vă rugăm, nu treziți publicul. Bă, da, mă, să vorbim cu Vlad acum. Da, mă, nu. Deci asta e o pagină externă, să știi. Asta e o pagină de absurditate. Este o să pun ca din jurnalul lui Charles Manson. Îți mulțumesc din suflet. Deci cu ce te ocupi, Vlad? Așa. În IT. Cât ne ai în IT? Cât ne ai în primul rând așa? 28. 28 de ani? 28. Toți. Wow. Și de când ai calculator? Minus 5. Și unde lucrezi? Unde ai birou? Casa Presii. Am înțeles. Și unde stai? Nu mai e liberă presa. E numai Casa Presii. Trec printre protestatari. Ca să ajung la muncă, da. Ia liniște! Liniște!
Repede intrați pe site-ul știrileprotv.ro. Și ce se întâmplă? Ai vreo fată de care cred îți place că e la nașpa. Birou? Zi-mă. Ce să ai? De-aia sunt birouri. Păi... Eu asta zic, cu toate corporațiile astea rezistă și oamenii iau joburi de căcat pe bani de bani puțin, că fiecare are pe ceva pe care vrea să fută la birou. Și ce părere ai despre corporație că interzic fututul la birou? Da, eu... Păi de-aia ca să da, fie mai... ca să vrei mai mult, pentru că nu-i voie, ca la exact școală. Ca de eu, eu mă gândeam exact ca la, la corporație ca la liceu. Că ai mai multe echipe, mai răspunde multe clase. Răspunde la ce te-am întrebat. Pe cine vrei să... În ce departament lucrează femeia? Nu cine e. În ce departament lucrează femeia? Bă, îți place de cineva de la mai multe clase. Acum cine pică? A, ai vrea să fuzi toate departamentele. Hai, dau-și până la contabilitate. Aia nu e strategie, e disperare. Deci sunt pe bune, zi. Futuri ce mișcă. Îți dai seama că mâine am muncă, deci nu pot să mă prezint. Nu, nu pot să mă prezint. Da, eu aveam... Ai încercat să fiți în altă la... Cobor două etaje. Aveam... dai la resursele lor, umane. Îmi plăcea okay. Chiar de... A, pula, du-te. Fii atent, lasă-mă, mă, că vreau să îi spun și eu ceva. Ți-a luat aperol. Costele, vorbești așa un pic de parcă ești la al doilea aperol. Eu pe mama la al doilea aperol și nu mai pot foarte mult. Eu trebuie să mă duc acasă, am și copii mâine, mă duc la Solis, la Centrul Spiritual. Abia aștept. Deci, ai zis ceva de UFC. Vrei? Da. Ai zis ceva de UFC, în sensul că urmărești UFC? De când cu podcastul. De când vorbesc cu podcastul? Da, da. Cerem bani de la UFC. Ai fost super că să ajunge și de la mine. Cer. Cere bani de la UFC. Cere bani de... Ai văzut acum un weekend? Nu. Ai văzut? Nu, dar eu vreau să ajung acum la niște concluzii. Cine deci... îți place din UFC, în afară de Conor McGregor? Ronda Rousey. Nu... Ronda Rousey? Da. Ai da acolo? Zi, jură-mi, da, stai puțin, ești în 2014 tu? Nu, eu n-am mai câștigat un meci. Stai puțin, poate așa. Îi place de Ronda Rousey, îi place. Nu, bă, nu, n-ai, pum, mă, n-are măcar pumn. Pumne ai da în Ronda Rousey? Poate, nu mai greu. Unul când doarme. Păi cum altfel să ai șansă? Nu, dar serios, acum mai face sex cu Ronda Rousey? Nu ți-a zis că vrea să te apuc. Violent, de la, sălbatic, așa. Vorbesc serios? Nu te supraestima. Ai face măcar dragoste? O gardă, ai face dragoste cu Ronda Rousey? Timid ca un începător, ca un... Cel mai știi frumos. Tu, cum știi tu să faci? Brad Pitt în întâlnire cu Joe Pratt. Când faci când vine el, bă, că te știa el ca mort. Costel, stai puțin. Când faci sex, numai că știi că poate să te prindă într-un armbar. Sau te... Pot să-mi dau drum? Ronda, te rog frumos, dacă... Ronda, te rog frumos, dacă te știu să... Poți să-ți pun mâna pățâță? Păi vii-o, mă fuți în cur deja. Da, dar vreau doar să verific. Gândeam să nu... Ok, gata, nu, ok. Deci trebuie să facă tap. Tap, da. Deci ai fut-o pe Ronda Rousey până dă tap. Până bate în pădea. A, ce drăguț, foarte frumos. Foarte frumos. Ai... Alex, este o vorbă. Eu vreau să-ți spun un întreb. Vlad, salut Vlad. Salut, Teo. Vlad, deci, Costel, mai era să... Ai o întrebare? Da. Zi. Dacă ar fi să faci binging între Iisus din Nazaret și Pasărea Spin. Dar seama că Iisus din Nazaret e un film, Pasărea Spin e un serial. Da, la noi a fost prezentat ca serial. Nu, că era lung. Era, lung, era foarte lung și era prezentat prima parte, copilărie. Ia. Da, mă, stai puțin, stai, lasă-l pe Costel să știe întrebarea. Deci, fii atent. Eu vreau să te întreb în felul următor. Cum te descrie pe tine din punct de vedere al sportului? Când ai zis de UFC așa. Cum te descrie pe tine ca om, ca sport? Uite, să-ți dau un exemplu despre mine. Da, asta e ce vrei să ajungi. Tu ești, tu ești curling. Sunt curling. Mă, niciodată n-am fost. Eu și ce sunt? Plictisitor sau orice, zi de la dar nu, dar nu prima ligă. Handball. Handball sunt eu. De lucrez mult cu mâinile. Mult cu mâini. Dar mică, handball e foarte dur. Nu prea. E foarte dur handball. E foarte bine, dur handball. Atunci știi ce sunt? Volei. Volei. Da. Eu știu ce sunt. Ping. Eu știu ce sunt. Ping pong, golf, că e cu bile ești mici. Golf?
Tu ești golf, tu te descrii pe tine ca da, golf? Da, trebuie să dau mai multe încercări ca să intre în gaură. Asta și biliardul, cred. Asta și biliardul. Da, dar n-are bățul atât de lung. La mine e mișcarea din șold. Deci ești golf. Da. Da, într-adevăr, eu sunt ping-pong, dar mă așteptam, mie mi-a apărut el ca ping-pong. Bile mici și albe. Este, mie mi s-a părut că el este ping-pong, dar se pare că el e golf, țintește sus. Eu știi ce sport cred că aș fi? Cel mai plictisitor sport. Șah, like, ești. Nu, Doamne ferește. Uitatul la ceas. Nu, stai mă, că știu ce. Da. E ăla care nu e alergat, dar nu e nici maraton, e ăla de n-ai voie mersul să-ți... Mersul poștașului? Da. Ăla de n-ai voie să ții picioarele pe pământ. Singurul sport care n-ar trebui să existe. Da, ăla sunt eu. Vio, tu ce sport ești? Pentru că durează mult. Da, Paul Wolf se numește. Nu știu. Basket, dar cu bătrâni. Basket încet așa. Basket încet. Basket de recuperare. Fără contact, da, fără contact. Recuperare. Mai aruncăm, mai stăm. Basket de la paralimpici. Și cum mă descriu eu, ping pong de plajă. Dumnezeule. Bă, Alex, suntem pe terminat. Mergem spre încheiere. Nu ne mai întreb nimic, nu? Vreau să mai stau. Bun. Vlad, îl dăm afară pe Vlad. În Uralele, mulțumim bravo, mult Vlad. De tot, Vlad. Vlad! Mulțumesc! V-am salutat! Ai câștigat un concurs în care n-ai făcut aproape nimic și deci premiul a fost aproape nimic. Îți mulțumim mult că ai fost alături noi. Nu, a fost o hârtie din o agendă care bă, stai puțin, e un lucru... Da, pe eBay poți să vinzi asta peste după ce moare în Costel. În ramă, trebuie să, să-i fac o prezentare după ce frumoasă. Moare Costel. Da, și mai ales dacă ai putea în să 10, pui un pic de logic. După ce pui niște după ce moare Costel în 10-12 ani, da, poți să vinzi asta pe eBay cu 15-20 de dolari pe puțin. Și mai aveam mine de pix și am scris cu căcat. Dar la scris zici că e caietul meu din clasa a treia. Da. Păi, e același vocabular. Mulțumim mult de tot, Vlad. Exact ca marchizul de sat, scriam asta când stăteam cu sora mea. Aplaudați-l pe Vlad, lasă-l pe... Și nu mai mergea pixul. E momentul lui Vlad, muistule, zici tu de marchizul de sat cu sorta. Vreau să vă mai spun asta și după aia ne încheiem. Am scris da. Cu căcat. Cristi... Nu, ai scris Costel, de căcat. Totul este oricum despre tine, stai liniștit. Viața roiește în jurul meu. Da, este ultimul. Bă, Costel, știi cu ce face acum? Face binging de ego înainte să se ducă la retreat-ul Solisis. Exact. Unde o să învețe că nu există și că este doar o rază de soare emanată de un corp ceresc care nu există. Ba, nu! Și acum face baie de mulțime cu ego. Eu. Și după aia pe munte mâine se nu există eu. Oi, de și o voce mică în ea se ba da. Înainte că eu nu-mi bat joc de nimic făcut de Dumnezeu și ego este făcut tot de Dumnezeu. Ascultați-mă înainte. L-ai pornit, l-ai pornit, da. Jivinelor. Păi da, jivinele nu-i de Dumnezeu. Așa. Totul e făcut de Doamne. Cu dublu de mare. Bun, ia zi. Alex, du-ne spre sfârșit. Cristian Stoian zice... Așa. Zic eu, toți trei pe o insulă. Cine moare primul și cine al doilea? Costel, trăiești. Cine moare primul, de ce? Atât trei, sunteți toți trei pe o insulă. Vă mulțumesc pustie. Foarte mult. Cine moare că primul? Gândiți la n-aveți mine, de iarăși. Mâncare. Frate, deci în showbizul ăsta, care e o meserie de tot căcat, unde se mănâncă câine pe câine și frate pe frate, da? Noi trei am supraviețuit, am stat împreună, cum se leagă căcatul de căcat așa, 13 ani insulă. De zile. Hai să presupunem că n-aveți de mâncare. Costel. Nu moare nimeni. Nu că m-ar mânca. Nu știu ce să zic, Costel e, cred că e mai rapid decât te o fugem. Da, și plus că el are mai puțină grăsime, deci e mai gustos.
Dar asta voi. Eu mor primul, clar. Voi vorbiți de să ne mâncăm pentru, unul pentru pe că, pentru că pentru că țâțe prăjite se face tu tățichii de mine. Foarte gustos. Da, da, normal că eu o să mor primul. Marshmallow. Pentru că eu cu Costel o să o iau un pic pe drumuri. Da, 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 da. O să râdă eu un pic așa și zic că ce pula mea nevoie avem de ăsta, mă, are și țâțele alea mișto, hai să întindem o capcană. Dar având în vedere că Vio e mai mult pe interes. Da, așa e, da. Ce să-i da, ofer? Așa, eu n-am ce să-i ofer pe o insulă. Nu mă deranjează. Da, dar faza este următoarea. Să rămână cu mine, ok, râd de o zi, două. Râdem două zile, dar bă, până la urmă trebuie să te gândești la cum să supraviețuiești. Iar eu n-am treaba asta. Așa și este, atunci, mă, Costel este mai prost decât tine. Da. Și a, da, dar eu sunt mai prost. De mai prost, mai slab mai informat. Eu sunt mai mult și mai gustos. Nu, nu, nu. Dar vedeți că Vio nu e deloc în calcul? Nu, nu, nu. Ăsta mare? Nu, eu doar îi împrășmește pe ceilalți doi dintre ei. Deci nu, și asta e cariera lui în stand-up. Gata, și așa gata, am rezistat 12 ani. Fii atent. Ce? On this bombshell? Vreau să mai stăm. Okay. Cristi vrei Bolana, să mai tu vrei? Stai, fii atent. Nu, nu, e lung și nu o să se mai ducă nicăieri, chiar da, dacă nu, vrea Vio să mai stăm. La oră și 20. Și ce dacă nu? Vrei să plecați? Doamne, băi, fii atent. Vrei să mai stăm? Stiți aici, aveți vieți. Nu, că o să ducă doar mai prost. Dacă... Era perfect să-l terminăm acolo. Hai să mai da, putem să terminăm să tăiem. Nu mă, dar a scris Cristi Bolan ceva de încheiere foarte mișto. A scris Aron Costel să cânte melodia Bivolaru. Și mă gândeam că am putea să cântăm toți melodia cu Bivolaru. Și să încheiem chestia asta. Că mi se pare drăguț. Zim versurile. Bivolaru, Bivolaru. Nu. Ah, ok. Deci, refrenul este... Vreți să cântăm toată piesa sau doar refrenul? Bă... Făcut-o și pasta despre el să-mi facă. Bă, dar ea e lungă piesa. Da, mă, zic. În Suedia e judecat peste tot, e rău tratat, dar el n-are nicio vină că se hrănește cu urină. Deci, vreți... Bă, prima strofă și un refren și aia prima e. Prima strofă și un refren. Mai vrea cineva covrigei? Cine? Ia. Bine. Vreau și eu să arunc. Deci, strofa este așa. În spate. A, pe aici e ușor, mă. Uite, acolo vreau să arunc. În Suedia e judecat. Acolo, doamne ăștia, feriți capului. Doamne! Oh! N-am reușit, mă, gameș. Dă-mi și mie o pungă de covrici, covrici. E un fomist acolo lângă... Dar arunc așa, bă! Lângă Mici Hedberg, e un fomist. Ronțăilă, frate, ronțăilă! Dă-mi și mie o pungă de ronțăilă, te rog. Ia, frate! Cine mai vrea? Dă-mi o pungă de ronțăilă, că e un băiat acolo. Oh! Mamă, deși cum? Mamă, aici mă aproape, mă, unde aruci capul? Stai mă că eu vreau să dau un acolo. Covrice! Da-te, ferește! Bă, că am dat-o, bă! Ai reușit? Fotbal american mă așteaptă. Mamă, dar voi n-ați mâncat de ceva vreme că ați venit aici, să mor eu. Cine? Acolo? Face toată lumea așa. Hai! Mulțumim frumos! Bă, lasă! Hai, fii atent! Deci facem tumta. Când zic prima strofă și după aia la bivolaru, toată lumea izbucnește în cânte. Dar zi tu, refrenul. Bivolaru, e un om realizat. Bivolaru, se hrănește cu pișat. Gata. Asta e, așa, deci, hai. Dar e prea rapid, mă, e prea rapid. Mai încet. Bivolaru. Da, mă. Alex, dar nu ai gata, compus iartă-mă, tu această... Lasă-l pe compozitor să-și facă nebunia. Bun, hai. În Suedia e judecat, peste tot e rău tratat, dar el n-are nicio vină, că se hrănește cu urină. Toată lumea!
în episodul aniversar, asta a fost. Doamne, nu mă mergem! Ne vedem la 100! Doamne, ajută! Și acum era mișto o melodie. Da, se era dacă intră o melodie. Bipolarul, bipolarul.